O altă inițiativă a primit aviz favorabil. Este vorba de proiectul de lege privind aprobarea programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană. Proiectul se află în dezbatere la Senatul României până la data de 21 ianuarie 2018 programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară al lânii vizează realizarea de investiții în localitățile din județele care au incidența asupra zonei montane. Se instituie o schemă de finanțare prin care beneficiarii primesc până la 40% din valoarea investiției în vederea realizării de centre de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din valoarea investiției. De acest sprijin vor beneficia tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în 5 ani anterior datei de depunere a cererii de înscriere în program, investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, dar și cooperativele constituite în conformitate cu prevederile legii. Sprijinul se acordă o singură dată pentru un beneficiar și pentru un singur obiectiv dezvoltat prin program. Valoarea anuală a schemei, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile și modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control, se stabilesc anual prin hotărârea Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii. Valoarea totală a programului este de 5 milioane de euro pentru un număr maxim de 8 centre și se asigură de la bugetul de stat.